Potrivit directorului Poliției Locale Mangalia, Mihai Angelescu, încă de la primele ore ale dimineții s-a acționat cu mai multe utilaje de dezăpezire pe străzile Mangaliei și în stațiune. S-a intervenit pe străzile municipiului Mangalia cu 6 utilaje având lamă în față, dintre care 3 au în spate și sărărițe, și 6 buldou escavatoare. Se duc aceste utilaje pe toate străzile din municipiul Mangalia, vorbesc aici și de stațiunea Olimp, Neptun, Fruvilec, Zootehnie. Doar 2 incidente au fost semnalate în cursul acestei zile și, potrivit șefului poliției locale, acestea au fost rezolvate la timp. 2 mașini pe drumul de Albești au rămas înzăpezite, s-a dus un utilaj acolo, le-a scos din zăpadă și nu este nicio problemă la ora asta. Cetățenii pot lua legătura telefonic în orice moment cu reprezentanții ai instituțiilor care asigură centre de permanență pentru a face orice sesizare în legătură cu problemele cauzate de vremea nefavorabilă. Cetățenii pot apela, dacă au probleme, pe domnul primar la numărul de telefon 0756-201-202. Avem și dispeceratul poliției locale 0756-201-404. Polițiștii recomandă tuturor cetățenilor să evite pe cât posibil deplasările în afara localității. Să evite deplasările în următoarele 24-48 de ore. Sunt condiții meteo periculoase afară. Avem și un cod roșu la această oră. Reprezentanții spitalului din localitate precizează că instituția este dotată cu necesarul de medicamente și dispune de aparatura necesară pentru a asigura urgențele. De asemenea, pacienții dializați vor fi sub supraveghere medicală permanentă.